la care vecinii reușesc să lovească mingea cu capul spre poarta spaniolă. Sigur, nu au fost cele mai bune poziții, mingea s-a dus mult peste poartă, dar e un semn că Elveția la aceste faze fixe poate avea o șansă. Cum spuneam la precedentul Euro, Elveția marca în urma unui corner al lui Shaqiri, un gol important împotriva Albaniei, însă marcatorul de atunci, Fabian Scher, este doar pe bancă în acest moment, însă nu este exclus că el să apară pe parcursul acestui meci cu Spania. Scher este un jucător care marchează multe goluri și la Newcastle și la Deportivo la Coruña, unde mai a evoluat. Pedri îi pasează lui Pau Torres. Pau Torres, bine pentru Sergio Busquets, de la acesta la Pedri. Da. Care lui Pedri pasă pentru Sarabia. Foarte bine se repliază aici Vargas, care a intrat bine în meci. Câteva atingeri inspirate de balon din partea lui Vargas, o extremă tânără, 22 de ani, care joacă în Bundesliga, acolo unde joacă majoritatea fotbaliștilor elvețieni de clasă. În prima ligă germană, el a evoluat pentru Augsburg în sezonul trecut. Iată din nou pe Vargas, acuză pe triangulă un foul. Dar pot continua elvețienii această fază. Seferovic îi lasă mingea lui Shaqiri. Shaqiri cu această lansare, jucul se lăsa să continue. Zubăr, preluarea lui Zubăr, Zubăr în continuare, este până la urmă blocat extraordinar și până la urmă se semnalizează și offside-ul. Dacă te uiți atent, nu prea știu ce să facă Zubăr. Se blochează, offside-ul este clar. Am mai explicat de ce există această abordare a arbitrilor. Faza este lăsată să continue și apoi când se ajunge la o concluzie se semnalizează offside-ul. Dacă s-ar semnaliza offside-ul din prima și s-ar demonstra apoi pe relor video că a fost o semnalizare incorrectă, nu mai poți repara acea nedreptate, în timp ce dacă se marchează un gol într-o poziție neregulamentară, acea nedreptate poate fi reparată cu reloare video. Din nou Spania în posesie pe acest final de primă repriză pe care l-a dominat. Cere Pedri, acolo primește. Însă pasă pentru Sarabia, s-a schimbat din nou triei Sarabia. Și Ferran Torres o pasă pe culoare pentru Shaqiri, se oprește Shaqiri. Nu a avut multe reușite capitanul elveției din acest meci. Busquets în partea stângă pentru Sarabia. Duel cu Avigor, centrarea lui Sarabia prinde Sommer fără probleme. Nici Morata nu prea s-a văzut mult în acest meci, dar am văzut cât de important este pentru naționala Spaniei. Produse tradiționale de pleșcoi. Spania nu l-are la acest Euro pe extraordinarul Sergio Ramos. 180 de meciuri jucate pentru naționala Spaniei. Sergio Ramos foarte aproape de Paris Saint-Germain. Pe site-ul sport.ro puteți vedea super mutările pe care le anunță Paris Saint-Germain. Trei staruri semnează pe echipa Paris Saint-Germain. Știu, poate cumpăr și eu pastă. Nu mai ai. Nu. De trei ori mai multe pase. Nu am eu. Spaniolii completate în această partidă. Ha? Rămâne fidel acestui principiu în Serie pe care Spaniolul a îmbrățișat atât de mult pe final în timpul regulamentar cu situația atunci când spaniolii au bucuit mingile în față. I-a criticat Serie pe jucători. Pe de altă parte, selecționerul Spaniei a spus atunci când a fost cu diesel, îți place cu diesel? Îmi place. Nu faceți cât. Da, și călătorit enorm, peste 13.000 de kilometri cu mașina. Ce vedeți?
Păi... Să stricase așa cu came la Olsic. Făcea... Nu mai văd. Mai țin minte, era pe poștei un magazin cu piese pentru Olsic. M-am dus o dată pe acolo, nu știu ce am și m-a auzit aia patru ani. Odată vin când s-o opresc alea. Toate mă rog pe partea cealaltă. Când? Acum. Eu 8. Sigur, da. Ăștia de unde sunt? Sigur că mă rog, de unde la muncă, de la Brașov. Crezi că pe unii zic de duși pe ei. Mai avem la bombat. Da? Deci n-am intrat în Brașov. Cum, nu am ieșit din Azoga? E aici, la spital. Ah, spital. Oh, dai seama cât e până la Brașov sunt... Acu' e bine, că înainte 50. Am luat odată până la Timișu de sus. 50 ceva de kilometri. Pe care i-ai făcut și mai pe jos. Azi,